Number one. Sandel now he looks like Bulan. Ia spune, iubitule, unde suntem acum? În momentul ăsta suntem în biserica care a fost construită peste piața de sclavi, unde se vindeau sclavi, până în anul 1873 în Zanzibar. Wow! Very nice! So this is the bed, this is the toilet. And then there was a gate there, not open. And then we have a window there. 2 days here, 2 to 3 days. Yeah, 75 people, 75 people here. 50 women and 25 children. Take a picture of me, no problem. I'm yours, you can take a photo. So it was like this. Yeah, very ugly. Yeah, very sad. Very sad. Yeah, 2 to 3 days here. No. Okay, like this. Very ugly, very yeah. Sad. Okay, the other chamber, you can tell your friend for the men, who are 50 slave men, everyday men. Here, women and children, children 75, 2 to 3 days. Not much oxygen, not much food, and this is the windows, window there. Right, the center is an origin one. Left and right, they make bigger today because the slave trade ended. So origin one is in the middle. It was like this before. Into the middle, right? Not many oxygen pass here. Aici suntem în niște catacombe, unde erau ținuți sclavi pentru a putea fi vânduți. Înainte de piață erau testați să vadă dacă poate să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Și erau lăsați în camerele astea, care au o înălțime de 50 de centimetri, ceva de genul, adică sunt ținuți fără mâncare, cu aer foarte puțin. Și erau 100 în loc ca ăsta.
Hello, brother. Vrei umăr? Nu vreau nimic. Acum mergem în Stone Town și mergem în piața lor. Au și piața Mogheros și piața Crângaș. Ia uite, caracaci. Aici suntem în piața lor, care a fost construită undeva la 1900 și este intactă, n-au făcut nici curățenie, nici nimic. Până la urmă e Africa. Dar e mișto să le vezi. Obiceiurile, tradiții nu le poți numi aici. Aici e vorba de organizare mai mult. Nu este foarte ordonată, curată sau organizată cum e la noi. Dar e ceva de văzut. Măcar o dată în viață. Băi, și mi-am luat și cireașa de pe tot de din Zanzibar. Da, uitați. Vanilie, mă, ce credeți? Repede, nu? V-ați gândit numai la prostii. Acum intrăm în celebra lor piață de pește, fish market. Unde miroase, nu vreți să știți cum miroase. Andrei, filmați în spate de carne. Vă arătăm acum cum se vinde peștele, carnea. Uite spada. Looking very good, brother. Domnul se spală pe picioare lângă pești. Deci cireașa de pe tort era domnul acela care se spăla pe picioare de noroi lângă peștele pe care le vindea. Tare! Ne-am oprit acum să ne cumpărăm de îmbrăcat ceva îmbrăcăminte cu tendințe africane. Fabrică de bani. Aici avem niște uși arabești. Sunt foarte drăguțe, sunt toate super mișto. Foarte frumos. Interesante tai. Catacombele astea pe aici. By Portuguese, but also later taken by Omanis to be chapel by them. Deci acum vom intra să vizităm o fortăreață portugheză construită undeva în jurul anului 1600-1700. Ne va spune mai multe. Am venit acum să vizităm casa lui Freddie Mercury,
Nu știu câți dintre voi știți, dar Freddie Mercury este originar din Zanzibar, Tanzania. Și îl chema Farouk. Știți, dacă v-ați uitat la povestea lui și la filmul lui, știți chestia asta. Haideți să vi-o arăt. Aveți aici o stradă foarte îngustă. Nu suntem în Veneția, suntem în Zanzibar. Mamă, ce frumos e iubirea aici, nu? E superb. Aici ne-am oprit să mâncăm în Stone Town și am oprit la o... Te lasă cu un restaurant cu vedere la ocean, e superb. Aici suntem la Africa House. Este un club de gentlemen, înfuțat de britanici prin 1800 și ceva. După cum puteți să vedeți, are foarte multe influențe indiene. Și aici erau doar domnii. Doar domnii puteau să intre în clădirea asta. Așa se întâmplă când comanzi, atunci când ți-e foame. Gata, prieteni, acum aventura adevărată. Trebuie să mergem pe Prison Island, locul unde erau ținuți la închisoare sclavii mai rebeli. Și acum călătorim către această insulă cu o barcă care nu știu dacă rezistă valurilor care se anunță. Deci e ca și cum te duce la curse cu un trabant. Gata, băi, suntem și pe Prison Island. E mare aventură aici cu datul jos din barcă. Aici se descoperă prescoasele uriașe din Seychelles. Dacă eram în anii 1800, veneam să te salvez de aici. Cred că nu mai întorceam nici eu, nici tu. Se pare că aici era un hotel, a vrut să fie un hotel, sau a funcționat un hotel care nu a mers. Da, sunt mari rău testoasele alea. Mamă, cât de mare e! Se pare că aici a funcționat la un moment dat un resort, dar pare părăsit. Prison rooms. Închisoarea sclavilor rebeli. În momentul ăsta am uitat în închisoare. Acum intrăm în bar, dar se pare că aici erau ceva camere. Dar ne va spune Almas acum. Este barul.
E interesant, dar. It's true there are animals here, but also it's also better if someone going to talk about this place. And then I'll take this particular golden chance to explain you, showing kind of details what happened back in time. One thing to make it very important clear, because some people they think this island was used as a prison. But the history shows this island was never used as a prison, was never used as these people have intended to do. Then it has been used as a quarantine. So they complete the buildings, they finish the construction, but they didn't use it on. They say, okay, now we have the building, now we've done this completely, but we're not gonna use as we have intended. So the main objective is to use as a prison, but they switch the use. Then instead to use as a prison, then it has been used as a quarantine. Dita mai copac. Baobab. 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 Very nice. Asta am pe seama. Unde? You can go wherever you want. This is something for them to feed, okay? Nyam nyam for them, not for you. Acum vom merge să hrănim broaștele testoase care au undeva între 100 și 200 de ani. Sunt imense. Auta ce acolo. You can feed and you can go close. Uitați-vă și voi puișori de broaște testoase, muriți de râs. Ei, muriți de râs. Ce haioase sunteți, simți ce mici sunt. Haide să vă arăt și lumea, băi. A, uite așa. Asta are 50 de ani. Schiepe? Da, da. Da, schiepe. Mergem acum să vă prezentăm și cea mai mare broască testoasă. Imensă, pe la peste 100 de ani. Sunt niște broașe țestoase foarte mari. Totuși a doua specie din lume, am adus. Avem și niște broașe țestoase, le-am lucrat cu ei. Gata, prieteni, ne pregătim de plecare, ne-am făcut bagajele, o luăm către aeroport și via România. Sperăm să vă bucurați de tot ce v-am arătat în acest vlog și nu uitați like, share și subscribe. Vă pup!